Iată că în showbizul nostru a mai apărut o steluță. Marcela Barbos este o interpretă în vârstă de 19 ani care s-a lansat recent pe piața muzicală. Zilele trecute, cântăreața a lansat primul său videoclip la piesa Auzi-mă. Cine este autorul piesei și cum au decurs filmările, aflați în continuare. Primăvara este anotimpul când natura revine la viață, iar showbizul moldovenesc prinde aripi. Interpreții noștri, ca de fiecare dată, știu cum să ne surprindă și să ne uimească cu noi creații. De data aceasta vorbim de o tânără cântăreață, Marcela Barbos, care recent a lansat primul său videoclip pentru piesa Auzi-mă. Interpreta a hotărât că după câțiva ani de activitate să se afirme în lumea mondenă printr-un videoclip deosebit. În imagini, Marcela apare în mai multe ipostaze, toate la fel de gingașe ca și interpreta. Piesa este una de dragoste în care iubita vrea să fie auzită de către a doua jumătate. Interpreta spune că romantismul din melodie o caracterizează în totalitate. De fapt, da, sunt o fire romantică, cu toate că uneori sunt mai dinamică, așa îmi place să fiu înconjurat de prieteni, să, nu știu, să ies. Dar pe de o parte îmi place să fiu romantică, ca orice domnișoară, ca orice femeie de fapt. Am și eu o latură așa în sufletul meu care sunt așa un pic romantică. Versurile cântecului au fost scrise de cunoscutul Adrian Ursu, care afirmă că a fost o colaborare foarte frumoasă. Artistul spune că Marcela este o domnișoară talentată, insistentă și exigentă, ceea ce l-a motivat să o susțină și mai mult. Acum 2 ani, o tânără a venit și m-a rugat frumos să scriu o melodie. Prima întrebare a mea a fost: dar tu ai făcut studii muzicale sau știi să cânti? Nu am făcut studii muzicale, dar tare vreau să cânt și acest lucru l-aud de la foarte mulți tineri, dar în cazul Marcelei a fost și cu un rezultat frumos, pentru că a știut să insiste, dar să insiste diplomatic și corect. La început i-am spus că hai mai bine să scriem o piesă mai simplă, una ritmată, așa ca să o poți cânta, și a zis: nu, vreau o piesă lentă, o piesă frumoasă, de dragoste. Și zic că o piesă lentă este mult mai complicat de interpretat. Eu consider că este un videoclip bun, mai ales ținând cont de faptul că Marcela nu este o interpretă care are sponsori sau relații foarte mari sau un buget foarte mare pentru a investi într-un videoclip. La un buget relativ mic a reușit să facă un produs de calitate. Spune că melodia îi se potrivește de minune interpretei, pentru că este una la fel de sensibilă ca și dânsa. Ceea ce am observat este faptul că este o tânără modestă, este o tânără foarte sensibilă, emotivă, și atunci piesa chiar o reprezintă. Azi mai mult ca în orice zi, soarele va străluci pentru inimi și ploi. Filmările videoclipului au durat 3 zile și au avut loc atât în oraș cât și în afara acestuia, și anume la Orheiul Vechi. Videoclipul a fost gândit și regizat de către Viorel Belinski, care spune că i-a făcut o deosebită plăcere să colaboreze cu Marcela. A fost o colaborare foarte frumoasă. Suntem tinerei, am avut gânduri asemănătoare, am avut idei asemănătoare, melodie bună, textul bun, și am încercat și noi să facem un clip bun la, desigur, la o melodie. Am încercat să ne gândim prința la scenariu, ce ar fi mai bine, ce ar fi mai frumos. Prima zi am filmat în Chișinău, locațiile au fost diferite, a doua zi am filmat în Orheiul Vechi. Plină de emoții, interpreta a primit cu mare drag felicitările de la oamenii apropiați, iar zâmbetul și fericirea putea fi citită pe chipul ei. Interpreta în vârstă de 19 ani se lansează încet, dar frumos pe piața muzicală și ne promite multe surprize în viitorul apropiat. Privesc în ochii tăi, visul meu iubit, tu ești doar
ne-am dorit.